Sâmbătă 22 septembrie la Shopping City Suceava a avut loc maratonul Foto 2012. Cei 50 de suceveni înscriși în concurs au luat startul din Clubul Artelor Vizuale și au pornit la vânătoare de fotografii. Nostalgie, credință, dezastros, copilărie, Shopping City in your eyes și liber la prelucrat au fost cele 6 teme pe baza cărora s-a desfășurat concursul. Juriul constituit din Ștefan Petrescu, artist fotograf, Nicolae Moroșanu, profesor de arte plastice, Mircea Petraliu, center manager la Shopping City Suceava și Extaz din partea de pe stradă.ro, a semnat câștigătorii duminică 22 septembrie. De data aceasta, adică la al patrulea maraton foto, acesta din 2012, am avut calitatea crescută. Sperăm, bineînțeles, ca și în anii viitori să sporească, să fie în creștere această calitate a fotografiilor. La tema la alegere, la tema numărul 6, unde s-a dat libertatea, majoritatea spun, de photoshopare, da? Să nu-i spunem photoshopare, să-i spunem de editare. Editare, exact. Pentru că putem lucra în diferite softuri. Nu am avut, poate, rezultatele care le așteptam. Așteptam, poate, niște OZN-uri mai ieșite din comun. Fiecare temă a fost premiată cu 3 locuri, premiul întâi 150 de lei, iar premiile 2 și 3 câte 100 de lei. Tema Nostalgie a fost câștigată de Codrin Maleș, Credință de Oana Alexandra Savin, Dezastros a fost câștigată de Robert Marian Iurea, tema Copilărie a fost câștigată de Andrei Macovei, cel mai bine a ilustrat Shopping City in Your Eyes, Andreea Siran, iar Liber la prelucrat a fost câștigată de Mircea Codreanu. Sunt încântat de saltul calitativ al imaginilor față de anii precedenți. Se vede că cei care se preocupă au luat mai multe premii, au fost mai inspirați, probabil. Într-un timp așa de scurt, nu este ușor să abordezi un număr de 6 teme.